Validarea mandatului de primar ales al lui Andrei Năstase a fost amânată din nou. Ședința de judecată a fost întreruptă după ce Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a cerut recuzarea judecătorului Valentin Lastavețchi deoarece a considerat că acesta nu a dat dovadă de imparțialitate. Astfel, cauza urmează a fi transmisă vicepreședintelui sediului centru, Ghenadie Pavliuc, pentru redistribuire. Ca și săptămâna trecută, astăzi un grup de susținători ai lui Andrei Năstase în cu Alexandru Slusare, au protestat în fața judecătoriei și măriei unde au scandat noi nu cedăm Acțiunile de tergiversare a în funcție a edilului ales au fost condamnate și de PLDM Menționăm că potrivit codului electoral termenul legal de 10 zile pentru validarea mandatului de primar al candidatului platformei expiră joi în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla municipiul Chișinău va fi condus de un primar interimar până la alegerile ordinare din 2019 În acest context în cadrul unei conferințe de presă Andrei Năstase a anunțat că dacă nu i va fi validat mandatul atunci își va face dreptate într-un mod democratic, adică cu ajutorul oamenilor și a protestelor.